Arta creștinismului, sau mai bine zis, capodopera prin care Dumnezeirea a revoluționat lumea, rezidă într-un scurt, dar plin de sens deziderat, atunci când îți adâncești privirile și gândurile ca să-l înțelegi. Citez, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Am încheiat citatul pe care l-am cules din Epistola Apostolului Pavel către Galateni 6,2. Ei bine, ce am putea înțelege astăzi din aceste aspecte, pe cât de enigmatice, pe atât de adevărate. Vom înțelege în primul rând că suntem semeni unii altora și că cel care va fi lângă tine merită toată atenția, toată dragostea și tot efortul tău. Acolo unde ești, dă celuilalt tot ceea ce ți-ai dat ție. Și poate că, făcând astfel, societatea în care trăim va deveni una mai bună, mai nobilă și mai etică. Ei bine, ai putea întreba tu, da, cum să dăm noi ceva altcuiva care de fapt nu merită aceste lucruri? Tocmai aici stă secretul. Caută să-l privești pe semenul tău ca pe cel mai merituos și cel mai bun dintre semeni. Investește-te în el. Ridică-l și caută să faci din el ținta și cheia efortului tău. Investește în ridicarea lui și încet, dar sigur, vei vedea că la rândul ți vei fi ridicat de alții. Aici stă secretul. Tocmai în aceste repere mărunte. Și anume, o societate bună, o societate care să-l manifeste lumii pe Dumnezeu, este aceea în care noi ne purtăm sarcinile unii altora. Și doar așa vom îndeplini legea lui Hristos, fără de care accesul în împărăția Lui este prohibitiv. Fiți cuvântați.